Politehnica Iași traversează o perioadă foarte bună în care a reușit să se impună în fața unor echipe importante ale clasamentului, cum ar fi liderul la zi Universitatea Cluj sau cealaltă universitate, cea din Craiova. În cadrul penultimei runde a turului de campionat regulat, ieșenii se vor deplasa la Ploiești pentru un nou meci de foc în compania Petrolului. Puțin supărat pe atitudinea unora dintre jucătorii din meciul contra Unirii Slobozia, Emil Sândoi trage un semnal de alarmă înainte de meciul de la Ploiești, confruntându-se totodată cu câteva probleme de lot. Cred că știți și dumneavoastră că Rare și Spas este suspendat. Mai avem ceva probleme medicale, dar sperăm să le rezolvăm până la ora jocului. Dacă nu le vom rezolva, bineînțeles că vor intra alți jucători să joace de la început. Și noi venim după o victorie, după o victorie muncită, cum de altfel au fost toate rezultatele sau meciurile de până acum. Sperăm să continuăm, să bifăm în continuare seria rezultatelor pozitive. Marcatorul unicului gol din partida contra Unirii Slobozia își dorește ca echipa sa să continue pe același trend bun și să acumuleze cât mai multe puncte în așa fel încât să ocupe o poziție fără emoții. Urmează să disputăm un meci contra unei echipe care s-a descurcat peste așteptări în acest campionat. Sunt într-o formă bună, noi suntem într-o formă bună și sunt sigur că va fi un meci frumos. Meciul dintre Petrolul Ploiești și Politehnica Iași va avea fluierul de start sâmbătă la ora 16.